Deci, prezenta conferință de presă este organizată în urma ultimelor evenimente de la Onești, evenimente fără precedent și cu consecințe deosebite în plan politic, spun eu. Așa cum probabil ați auzit, mandatul primarului Ineghin a încetat printr-un ordin emis de subprefectul județului Bacău, ca urmare a unei decizii pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, care spune că își pierd mandatul și primarii, și nu numai primarii, aleși și locali, care sunt condamnați la pedepse privative de libertate cu suspendare. Până acum exista o polemică pe această chestiune, în sensul că s-ar fi interpretat că numai primarii condamnați la pedepsa închisorii cu executare ar trebui să-și piardă mandatul. Părerile erau împărțite, lucrurile s-au tranșat. Vineri, subprefectul județului Bacău a emis ordine de încetare a mandatului pe numele primarului de la Onești. Ceea ce mă uimește pe mine este reacția primarului Neghină, care, într-un mesaj transmis oneștenilor prin intermediul internetului, presei, a umplut orașul cu flyere, și, evident, a făcut și o declarație în Consiliul Local, afirmă că este vorba despre o presupusă faptă de corupție. Din punctul meu de vedere, modul în care privește primarul o chestiune extrem de serioasă, în momentul în care te condamnă trei instanțe, inclusiv în Alta Curte de Casație și Justiție, deci în momentul în care toate instanțele te găsesc vinovat, nu poți să vii și să spui, domnule, eu sunt nevinovat. Această situație am întâlnit-o încă de la începutul campaniei electorale din 2012, când deja era pronunțat această, era pronunțat în primă instanță o hotărâre judecătorească de condamnare la 8 luni de închisoare cu suspendare. Poziția primarului rămânând neschimbată până astăzi, chiar dacă sentința a rămas definitivă. Acesta este flyerul pe care primarul a împărțit în tot orașul și de unde trag eu concluzia că este vorba despre o ducere în derizoriu a unei hotărâri unei instanțe, da? Instanța Supremă în stat, pentru că domnul Neghină face comparații de genul sunt mai puțin corupt, sunt cel mai corupt sau nu sunt corupt deloc. Ori în atare situații, eu apreciez ca irresponsabilă atitudinea primarului postului, primar al Oneștiului. Și, din punctul meu de vedere, reprezintă, toată această operațiune reprezintă un atentat la instituțiile statului și la, în special la justiție. Pentru că nu poți să vii să faci discuții despre hotărâri definitive și revocabile. Bun. Am să fac un pic referire la ședința de Consiliu Local, care s-a desfășurat în aceeași notă de... Poftiți, domnul Oran. În aceeași notă de derizoriu și de spectacol, în sensul că am văzut un viceprimar care la punctul 1 pe ordinea de zi și-a dat demisia pentru ca, din motive personale, spune dumnealui, pentru ca 15 minute mai târziu să accepte nominalizarea din nou pe aceeași poziție de consilier cu atribuții de viceprimar. Păi în 15 minute, într-un sfert de oră, au dispărut motivele personale? A fost întrebat în ședință și a refuzat să răspundă. A spus că el este un om corect și un om cu coloană vertebrală. N-am înțeles de unde e această concluzie și n-am înțeles nici care sunt motivele personale. Am înțeles că a început să circule această cerere de demisie prin tot felul de site-uri de socializare. Din punctul meu de vedere, denotă ipocrizia actualei coaliții PSD-UNPR, care la Onești, după cum am văzut, conduce în mod discreționar. Nici măcar nu s-au ferit să facă buletinele de vot pentru votul de viceprimar și de primar interimar, erau făcute gata. Nici n-au așteptat propunerile din sală, s-au scos buletinele de vot și s-a votat. Deci nu, nici măcar procedura de ochii lumii, ca să spun așa. Nu se mai jenează de absolut nimic. Ședința de Consiliu Local a culminat
prin numirea unui moștenitor la tronul Oneștiului. Moșia asta Oneștiului este păstorită de PSD-ul UNPR. În condițiile în care legea prevede în mod expres că în termen de 90 de zile de la vacantarea postului de primar se organizează alegerea anticipată prin hotărâre de guvern. Mai mult decât atât, și aș vrea să fac o legătură și cu discuția cu subiectul viceprimar, și aici o să spun cu subiect și predicat, este vorba de viceprimarul Bratiu, care a spus că vrea să respecte decizia oneștenilor de a vota un primar UNPR. Este total greșit. Laurențiu Neghină n-a candidat de la UNPR, a candidat de la Alianța pentru Bacău, formată la momentul respectiv din PDL și UNPR. Această scuză este lamentabilă și evident fără niciun fundament a viceprimarului. Și a dat demisia pentru că trebuia să facă loc unor alte aranjamente politice. Și așa cum spuneam, este vorba despre acest moștenitor al primarului Neghină, care vine exact din aceeași zonă infracțională, spun eu. Da? Pentru că știm foarte bine, la UNPR este Valerian Vreme, Laurențiu Neghină, ambii cercetați, condamnați pentru fapte de corupție. Nu vreau să insist prea mult, pentru că știți foarte bine despre ce este vorba. Nu știu acum dacă dumnealui primarul interimar știe la ce s-a înhămat. Și totodată nu știu dacă va apuca să termine mandatul, având în vedere problemele grave de la primăria Onești. Pentru că acest mandat de 3 ani al primarului Neghină a fost presărat cu tot felul de evenimente, mai mult sau mai puțin ținute ascunse de către presă. Este vorba despre niște fapte, conflicte de interese, mai multe dosare care se află la momentul ăsta în lucru, motivat de faptul că firmele primarului Neghină au achiziționat în sume uriașe, au vândut, de fapt, produse primăriei Onești, în condițiile în care acesta era primar. Mă rog, e posibil ca de acum încolo să mai asistăm la astfel de lucruri, pentru că Neghină nu mai e primar. Și atunci nu mai există, nu mai intră sub incidența codului penal. Bun, cam astea sunt lucrurile pe care am vrut să vi le spun. Și aș încheia doar prin a spune că sunt dezamăgit și de prestația consilierilor locali care au înghițit în sec. Au existat mici reacții din partea câtorva consilieri locali, în speță ai PNL-ului, ai Partidului Național Liberal. În schimb, am observat că există o mare colaborare, o mare unitate în a exploata, ca să spun așa, orașul de către coaliția PSD-UNPR, care știm că toții au pus stăpânire și pe firmele orașului, pe DPP, peste tot unde au existat locuri de numit oameni în Consiliul de Administrație, le-au pus acolo. Dacă aveți întrebări... Eugen Ungureanu, de la Exclusiv TV. Considerați că Oneștiul, un oraș care, zic eu, cu un public destul, cu alegători, destul de emancipat, pentru că Oneștiul a fost întotdeauna un oraș al specialiștilor. Sigur, nu se mai pune problema acum, pentru că în cele două, să spunem, conduceri ale domnului Lenaru și, iată, mai recent ale domnului Neghină, orașul a fost și este într-un declin, adică suntem pur și simplu pe fundul prăpastiei. Considerați că măcar la nivel de demnitate un oraș poate avea un primar cu condamnare, fie și cu suspendare? Chestiunea este relativ veche, discuția pentru Onești, pentru că din 2013, din noiembrie, această hotărâre este definitivă. Nu cred că există demnitate din partea, și ne-am demonstrat-o, deci în condițiile în care a fost demis, primarul organizează manifestări în fața primăriei, prin care se victimizează și se plânge populația. Este un gest iresponsabil din punctul meu de vedere, dar dumnealui are de unde să ia exemplu, pentru că Victor Ponta este cercetat și el s-a dus lovitura de stat, așa zisă lovitura de stat pe care au pus-o la cale instituțiile statului, s-a terminat printr-o operație la piciorul stâng, am înțeles, în Turcia.
Deci, cum să spun, este o practică. Deci, în coaliția PSD-UNEP, este o practică. Considerați că este tocmai asta, e o regulă în această coaliție. E o regulă, dar nu mai există demnitate, nu mai există respect pentru instituțiile statului și nici pentru cetățeni, până la urmă. Pentru că e vorba de lipsa de respect față de oneșteni. Are PNL-ul în acest moment o alternativă la această administrație care pur și simplu pune într-o postură destul de proastă, oneștiu în ceea ce privește seriozitatea unui oraș cu prestigiu, așa cum a fost Oneștiul. Este limpede că PNL-ul, Partidul Național Liberal, are nu una, are mai multe variante de lucru. Mă refer la nivel local. Deci la nivel local, evident, evident. PNL-ul, prin fuziunea Forței Civice cu Partidul Național Liberal și cu PDL-ul, a devenit un partid destul de important, chiar dacă la Onești lucrurile stau diferit față de nivel național, în sensul că noi ne aflăm de 25 de ani în opoziție. Eu cred că PNL-ul poate produce candidatul pentru primăria Onești pentru 2016. Sau dacă, evident, vor fi alegeri anticipate mai repede, dar eu mă îndoiesc. Pentru că am observat practica asta a PSD-ului și a UNEPR-ului, refuză sistematic organizarea de alegeri anticipate. De fapt, refuză punerea în aplicare a legii. Pentru că sunt primar de nici de acum un an. Au mers, păi, interimat, nu e nicio problemă. Numai să nu piardă puterea, știți? Da, colegii mei, da. Florin Tănase, Presa Oneștilor. În 3 ani de mandat al domnului Neghină Laurențiu, ați observat vreo schimbare în bine în Onești? Aici sunt două paliere de discuții. Că am văzut, toată lumea discută dacă ar fi oportună această încetare a mandatului. Da? Dom'le, este discuția de oportunitate, care este una amplă din punctul meu de vedere, și este discuția de legalitate. Ori putem face și o analiză a mandatului primarului Onești Neghină. Dar pe mine mă deranjează faptul că el se victimizează pentru pe o chestiune de legalitate. Dom'le, am înțeles, știi să conduci mașina. Ok. Dar nu ai permis. N-ai voie să conduci mașina. Dacă te-a prins poliția, ai, la fel este și aici. Nu mai discutăm de oportunitate. Ori hai să fim serioși. În afară de chioșcuri și serbări câmpenești, în 3 ani de zile nu a existat un proiect major făcut pentru Onești. Nu există o perspectivă pe termen scurt, mediu și lung. Nu avem un program de dezvoltare sau nu a orașului. Dacă o continuăm în ritmul ăsta, Oneștiul va ajunge comună. Au fost promise locuri de muncă? Nu sunt. A fost promis, au zis că are soluții pentru termoficare. Termoficarea s-a închis. Anveloparea termică a blocurilor. A rămas o poveste. Parcul industrial, atât de mult vehiculat că se face pe zona Belciului. Altă poveste. Laurențiu Neghină a fost un specialist în a manipula masele. Și este în continuare un specialist. Deși nu s-a făcut absolut nimic în acest oraș, da? Toată lumea, mă rog, nu toată lumea, pentru că oamenii care mai urmăresc atent viața din Onești, au înțeles că, de fapt, în esență, nu s-a făcut mai nimic. Toate proiectele care au fost finalizate în primii 2 ani de mandat au fost proiecte făcute de vechiul legislativ sub conducerea primarului Lemnar. Acum nu înseamnă că ridicăm statuiei lui Lemnar, nu. Dar este bine de știut că toate proiectele au fost începute de atunci și derulate, el numai a trebuit să le termine. Ori nu există nici un proiect scris și terminat în acești 3 ani de mandat ai primarului Laurențiu Neghină și dacă mă contrazice cineva, n-ar decât să producă aceste dovezi. Nu s-a învelopat termic un bloc, unul singur în Onești, în 3 ani de zile. Asta numai așa, ca să discutăm de chestiuni punctuale. Analiza trebuie făcută mult mai substanțial, ca și oportunitate și... Ei, mai poate avea locul un raport al activității atâta vreme cât nu mai are funcția de primar? Adică cum se... Dacă face? El spune și acum, după ce e condamnat de 3 instanții, că, nu este, că este nevinovat, poate să spună, deci nu este nicio problemă, o să avem surprize mari, abia aștept mâine să vedem. Să înțelegem că, păi nu, că această întâlnire, această întâlnire, din punctul meu de vedere, devine un fel de teatru tragico-comic. La punctul 1 din program, deci așa scrie pe scasa blog, din program, Laurențiu Neghină, final de carieră politică sau un nou început? Nu înseamnă asta începerea unei din lanț la nivel de mandat, din culisele administrației publice locale, mi se pare că citesc Cațavencu, exact la fel. Ce a fost și încotro se îndreaptă Oneștiul. Deci ne aduce nouă la cunoștință, primarul destituit al Oneștiului ne aduce la cunoștință lucrurile astea. Credeți că primăria Onești, mă rog, municipiul Onești va fi condus de la primărie sau de la Nevila? Am spus pentru că domnul Cristea este... Domnul Cristea este paravanul, este paravanul, da. Asociație fondată de domnul primar pe vremea când nu era decât un simplu
om de afaceri, mă rog, în Bacău, în Onești, în județul Bacău. Domnul Cristea este interfața. Orașul va fi condus din același birou de la Nevila și cu aceleași repere. Adică nu există o direcție în care Oneștiul se îndreaptă. Este un haos generalizat în orașul ăsta, atât în nivelul administrației publice locale, cât peste tot, în toate domeniile. Toate vin din această lipsă de fundament, această lipsă de substanță a administrației. Alexandru Cristea, viceprimarul cu atribuții de executiv, pentru că așa e, asta e titulatura în esență, este același aluat ca și Claudiu Găburel, care este consilierul primarului, cu Cosor, care este administrator la DPP, deși are cazier fiscal și a trebuit să aștepte 2 luni până își plătește datoriile către statul român ca să poată fi pus, să îndeplinească funcția de administrator, ca și Ionu Stenie, administratorul public al orașului, aceeași mării cu altă pălărie. Va fi, cum să spun, acum dumnealui probabil nu știe în ce a intrat și care sunt problemele Oneștiului. Probabil că se va dumi destul de repede și el de altfel a și spus că nu știe cât va dura mandatul lui. Probabil că bănuieli sunt legitime. Considerați că mai e aproape un an până la alegerile locale și e posibil mai puțin acest scenariu, mai puțin de un an, dar acest scenariu e posibil să existe. Atunci noi practic nu avem, din cauza domnului Neghină, un oraș administrat cum trebuie aproape un an de zile. Care este punctul dumneavoastră? Domnul Ungureanu, eu m-am exprimat punctul de vedere privitor adică la... Adică haosul va fi și mai mare? Eu am fost unul dintre puținii adversari legitimi și declarați ai primarului Neghin. Cam toată lumea a refuzat statutul de adversar declarat. Toți s-au dus în jurul lui și haide să facem, știți cum facem lumea când e vorba de... L-am criticat în nenumărate rânduri pe primarul Neghină. Și dincolo de toate, cred că cel mai de preț lucru pe care l-a pierdut orașul ăsta este timpul. Pentru că dacă am pierdut proiecte, nu este nicio problemă. Avem problema apei nerezolvată. Orașul este întors cu fundul în sus. O spun cu toată responsabilitatea. În schimb, timpul pe care l-am pierdut în acești 3 ani, și probabil că vom mai pierde un an cu mandatul interimar al acestui și poate fi adăugat și perioada electorală, deci nu vom mai recupera niciodată. În 4 ani de zile se puteau face proiecte de milioane și zeci de milioane de euro care aveau să revigoreze cât se putea viața economică din Onești, să dea locuri de muncă la oameni. Problema este că dumnealui nu s-a canalizat pe lucruri macro. El nu a înțeles că este administratorul orașului și că trebuie să ocupe ca orașul să se dezvolte. Și a văzut de chioșculețe, servări câmpenești pentru a-și asigura continuitatea pentru un nou mandat și de afaceri de personale care am înțeles că o să fac o conferință separată pe tema asta, am înțeles că s-au triplat. Considerați de când este primar. Considerați că prin această condamnare cu suspendare, e adevărat, a domnului fost primar Neghină Laurențiu, s-a dus un prejudiciu Oneștiului, pentru că, iată, suntem într-o situație în care Oneștiul pierde în fiecare zi. Este dramatic pentru Onești. Dumneavoastră, cum vă gândiți? Care va fi atitudinea Partidului Național Liberal în această situație? Ce acțiuni veți întreprinde în perioada următoare? Deci prejudiciul de imagine suferit de Onești și implicit de Onești, este uriaș. Și economic, probabil. Dar nu numai economic. În primul rând, o chestiune de imagine. Onești a fost cunoscut ca un oraș școlit. Un oraș al intelectualilor, al oamenilor bine educați, corecți, cinstiți și de aia se numește Onești. A revenit, după Gheorghe Udej, a revenit la denumire. Din păcate, a fost acest context în 2012 de vot negativ la adresa postului primar Nemaru, care a fost foarte eficient fructificat de Laurențiu Neghină și am ajuns în situația de-a. Din punct de vedere economic, nu mai discutăm că Oneștiul se află într-o situație foarte gravă. Dacă vine un om de afară și se găsească în Onești, nu are... Problema este că ajungem, dacă mai pierdem timpul, ajungem în situația în care nu vom mai avea nici resursă umană. Pentru că Oneștiul, dacă a avut un plus, un punct foarte al lui, a fost acela resursei umane, foarte calificată.
Ori dacă mai trenăm un mandat de genul ăsta, nu mai avem nici măcar resurse calificate, iar oamenii de afaceri nu vor veni. Presupunem că îi vom aduce, da? De ce? Pentru că n-au parteneri? Nu. Asta e valabil astăzi, da? Primarul, mandatul s-a încheiat. Dacă mai pierdem timpul în aceeași ordine de idei, în aceeași logică, da, vom ajunge la situația în care nu vom mai avea resurse umane. Domnul Morales? Eu aș întreba cu întâlnirea care o sunt pe medicină mâine. Da. Ce conotații o să aibă spre oneștienilor? O conotație de teatru, circ radiofonic o să fie, cu actori străini și cainoși, știi cum spune vorba. O să fie un circ, un bâlc ieftin, în care el va căuta legitimitate în fața oneștenilor, deși el nu e o problemă de legitimitate a faptelor. Da? Adică, domne, cât de bun a fost primarul sau cât de bun a fost. El nu înțelege, el nu reușește să înțeleagă că nu mai poate, din punct de vedere legal, e o chestiune de legalitate. El intră în contradicții cu legea. Nu cu oamenii și cu realizările sau nerealizările. Chiar am menționat că sunt prefectul a făcut un abuz. În ordinea asta de idei, înainte să vin Macalele de Moraru, am spus că este, din punctul meu de vedere, un demers extrem de periculos la adresa instituțiilor statului. Da. Demersul este extrem de periculos. Pentru că ne trezim că peste tot persoane de calibru similar ajung să revolte masele că ia uitați, domne, ce mi s-a întâmplat mie și că nu-i corect. Păi unde-i statul? Unde-i instituțiile statului? Da. Păi nu se poate. Exces de zel. Exces de zel. Prefectul a pus în aplicare legea, atât. Dacă pui în aplicare legea, poți să faci afirmația că nu e în regulă.